România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Anunțul zilei spune așa că avem cea mai mare inflație din ultimii ani, 14% la finalul lunii aprilie, măsurată de la an la an. Dar voi știți deja asta pentru că gazele s-au scumpit cu 85%, de exemplu, cartofii cu 43% și am putea continua lista asta. Vestea proastă este că nu se termină, ci de-abia începe, dar asta și în lipsa unor răspunsuri adecvate din partea statului. BNR spune că inflația cu două cifre va continua încă un an de aici și că de-abia în partea a doua anului viitor, adică în toamna lui 2023, se va domoli sub 10%. Dar până atunci avem de tras, oameni buni. Și atenție, spune BNR, riscurile sunt mari pentru economie care ar putea intra în recesiune. Iar dacă intrăm în recesiune, știți ce înseamnă asta? Vom avea afaceri închise, șomaj și alte nenorociri. Și un stat care va fi obligat să se împrumute și mai tare ca să-i ajute pe cetățenii săi. Asta se va întâmpla. Nu este un fenomen local, doar în România. Dar România are particularitățile sale, o să vorbim. Ieri, președintele Biden a spus că diminuarea inflației este de acum înainte obiectivul mandatului său. Dar înainte trebuie să știm de ce am ajuns aici. Inflația a pornit de la începutul anului trecut și are ca prim trăgaci imensa cantitate de bani pe care statele lumii au tipărit-o în timpul pandemiei ca să răspundă diverselor nevoi generate de aceasta. S-a adăugat aici faptul că gazul și curentul s-au scumpit odată cu războiul din Ucraina, dar și modul în care Rusia s-a purtat cu lumea occidentală, adică șantajând-o. Pentru România și alte țări, intră în ecuație lipsa sau încetineala cu care unele bunuri intră în țară din cauza ruperii lanțurilor de livrare. Știți pozele acelea cu vase care stau cu miile în așteptare în porturile chinezești? Le-ați văzut pe Facebook. De acolo vine o parte din inflație. Iar în ce ne privește, se adaugă în lucrătura noastră și modul în care facem noi de obicei lucrurile cam fără cap. Și anume că finanțăm mari cheltuieli statale cu bani de împrumut sau bani tipăriți, că dacă tot nu-i avem, ni-i facem. Și avem și o reducere a investițiilor pe care guvernul ar trebui să le facă, în ciuda a 3 miliarde de euro care stau în Banca Națională venite de la Uniunea Europeană. Drept urmare, robor va crește în fiecare zi și vă va lua mai mulți bani în momentul în care o să vă plătiți ratele, prețurile vor crește în continuare și, la fel, BNR va crește dobânda de politică monetară ca să mai scoată banii din piață, să ia din masa monetară, să o pună în bănci, adică să nu se mai dea atât de ușor credite în perioada următoare. În schimb, însă, statul se va bucura de inflație, pentru că inflația este o taxă ascunsă pe care nu vă spune nimeni, nu v-a zis nimeni, vă mai punem o taxă, v-a pus taxa asta prin inflație, pentru că singurul care are de câștigat e statul care ia o masă monetară din piață, dar plătește aceiași bănuți. El se finanțează, da? Nu vi se taie salariile, dar tot pe acolo ajungeți. Sigur că mai sunt soluții să rezolv treaba asta, unii propun o reducere de taxe la TVA, de exemplu, alții vorbesc de nevoia de a raporta taxele la veniturile mai mici, dar până una alta, uite, mulți dintre voi cred că ar merita și o mărire de salariu, nu? Pentru că și asta e o formă în care să te ajuți, adică așteptați o intervenție de la stat și un răspuns de la patroni. Astăzi căutăm toate aceste modele de intervenție și da, o să vă întreb pe voi dacă vi s-au mărit salariile. Chiar sunt curios cum răspunde România muncitoare la toată povestea asta. Așadar, 0372069599. Repet numărul de telefon, puteți să ne sunați de oriunde din lume. 0372069599. Vă întreb așa, vi s-au mărit salariile în această perioadă? Ce măsuri așteptați voi sau credeți că ar fi corecte pentru combaterea acestei inflații? Și dacă ar fi să puneți degetul pe rană, unde ar trebui să intervină statul român sau patronii voștri? 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook la Europa FM. Eu mă mai uit și acolo, mai văd câte un mesaj, pe cât e posibil. Dar dezbaterea începe în acest moment, prieteni, ascultându-l pe Daniel. Bine ai venit la noi!
Bună ziua, sunt Daniel Michi. V-am sunat și am luat legătura cu dumneavoastră. Ca și soluție, prin ceea ce a spus eu, cel puțin noi ar trebui să învățăm din greșeli din trecut, ceea ce s-a întâmplat în precedenta criză economică, să nu ajungem la tăieri salariale, să nu ajungem în recesiune, exact ceea ce a spus. Dar eu cred că noi, ca și stat român, am putea găsi soluții. Noi românii suntem foarte buni de a găsi soluții. Nu laud această chestie, dar este destul de realistă. Ca să nu ajungem în situațiile respective, și populația României este într-o pondere foarte, foarte mare de sărăcie. Nu există linia de mijloc. Există clasa de sus, oameni bogați, și clasa de jos. Clasa de mijloc deja se evaporă. Nu mai există. Oamenii ăia încep să nu mai existe, și când nu vor mai exista piața muncii de mijloc, atunci va fi marea problemă, pentru că oamenii vor emigra, chiar dacă va veni criza economică și în alte state membre ale Uniunii Europene. Totuși, traiul va fi mai ridicat și oamenii vor emigra. Avem destulă deficiență de masă de muncitori în România, dar în momentul de față, dacă mai venim cu niște taxe în plus și taxe peste taxe, ce o să facem? Sunt student la medicină, anul 4, îmi doresc să rămân în România, dar în situația asta eu trebuie să plec, sunt nevoit. Acum, eu nu cred că o să asistăm la taxe. Statul se finanțează destul de bine prin inflație. Adică păi ele și-au... Păi tot mai că în spatele inflației există o taxă. Nu, am zis că inflația... Nu, am zis altceva. Am zis că inflația este o taxă ascunsă, nu că există... Exact. Se poartă ca o taxă această inflație. Da. Nu că vine alta, nu că o să zică în vreo secundă vreun demnitar român, nu cred în momentul ăsta că mai punem o taxă pe ceva. Nu, am zis că se comportă ca o taxă pentru că ia mai mulți bani din piață. Că intervin. Chiar zilele trecute, săptămânile trecute, au spus că pune o taxă peste firmele cu valoare nu știu cum. Se găsesc fel și fel de tertipuri. Nu știu dacă a trecut sau nu legea respectivă. Un alt aspect. Eu sunt de la Oradea și sunt la 10 km de vamă. De ce statul român nu a găsit altă portiță de plafonarea produselor prime, ulei, zahăr, combustibil? Trece în Ungaria, este 6 lei litru de motorină. Cum ai trecut în România, e 9 lei. Mult, în primul rând, motorina e mult mai bună acolo, ca și în România. Ceea ce iei acolo standard în România este premium și faci la 100 de litri de motorină o economie de 350 de lei. 350 de lei în România, un om trăiește poate o săptămână, o familie. Da. Este destul de mult. Motivul pentru care statul român nu plafonează prețul la benzină este că se finanțează de acolo. E un motiv foarte simplu. Mă înțeles, dar există alte motive de a se finanța. Pe de altă parte... Îngropăm românul. Pentru că fiecare cine are de suferit suntem eu, dumneavoastră și restul. Pentru că și dumneavoastră munciți și dumneavoastră plătiți taxe și dumneavoastră alimentați. Și am văzut, alimentați electric, că vă urmăresc. Nu alimentez electric, da. Nu știu, cred că urmăriți pe altcineva, dar eu n-am mașină electrică. Nu, ați promovat mai încolo. Nici n-am promovat vreodată vreo mașină electrică, nu? Trebuie să o faceți un pic cu ordine între cine urmăriți. N-am mașină electrică. Mulțumesc tare mult de răspuns. Plăcere. Dar trebuie să știți, uite, spune domnul Octavian Roșu aici pe Facebook, plafonarea din Ungaria a fost fix o măsură populistă pentru ca Orban să câștige alegerile. Să vezi șoc dacă îi dă drumul. Sunt curios câtă vreme va merge plafonarea asta în Ungaria. Orice plafonare și raționalizare are și o parte proastă, și anume că producătorii vor fugi cu produsele acolo unde găsesc preț. La un moment dat, ei nu vor mai aduce produsul ăla în piață și vor fi lipsuri. Sigur că în Ungaria, unde este compania MOL, statul ungar are o parte din companie și va aduce produsul acolo. Dar problemele pot să apară. Alex, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin, salutare tuturor din Bicaz, județul Neamț. Eu astăzi vă întreb și dacă vi s-au mărit salariile la nivel personal. Asta nu e o măsură de combatere a inflației, să știți, da? Adică să nu credeți că sără... La nivel personal lucrez într-o firmă de telecomunicații de aproape 8 ani de zile.
minim pe economie nu s-a mărit nimic, doar s-a mărit în momentul în care guvernul României a anunțat că majorează salariul minim pe economie. Prețurile au explodat foarte tare, salariile au înghețat, iar statul român efectiv nu face nimic pentru a ajuta mediul privat. Mediul privat trebuie să se descurce fix cu ceea ce are. Taxele sunt foarte mari, îi înțeleg și pe angajatorii mei că le este greu și nu au resurse, poate, să dea un salariu mai mare. Nu știu, trebuie făcut ceva și acum mai e și partea cealaltă. Ne-a durut mai tare de străini decât ne-a durut de poporul nostru, pe guvernanții noștri în mod special. La ce te referi? Criza din Ucraina, îi înțeleg și pe acei oameni, dar guvernanții noștri nu s-au mai uitat la românii noștri. N-am înțeles expresia ta. Asta. De jos. Da, nu înțeleg expresia asta. Cum i-a durut mai tare de străini decât i-a durut de români? Explică-mi așa. Românii noștri au cam fost uitați în ultima vreme de către guvernanți. Cum? Românii noștri au ajutat pe ucraineni, guvernanții noștri nu i-au mai ajutat pe români. Dă-mi un exemplu. Cum ar trebui să... Taxe foarte mari, inclusiv pe salariile minime. Din 1500 de lei, crede-mă, o familie cu 4 membri, 2 copii și cu soția, foarte greu ne descurcăm. Acum, știi... Facturile vin grozav de mari, cheltuielile sunt mari, prețurile au explodat. Un exemplu... E foarte ușor așa să zici că... Am luat un litru de ulei sâmbătă cu 11 lei litru la un magazin de cartier. Da. Dar nu-i foarte ușor să spui că de la stat vine chestiunea asta? Uite că eu pot să zic așa, că în materie de combatere a inflației sunt enorm de multe dificultăți pentru toate statele lumii, nu numai pentru România. Tu ce ai aștepta să facă statul ca să te ajute pe tine în situația asta? Ca să mă ajute pe mine, mai mici taxele la salariul minim pe economie. În primul și în primul rând. Ne-ar ajuta... Zero taxe, da. Nu neapărat zero taxe. Spre exemplu, contribuția la sănătate. Plătim lunar, eu cel puțin nu am fost la un medic, nu am avut nevoie să merg la un medic de 10 ani de zile, să zic. Da, nu. Plătesc. Da, și te bazezi pe asta? Adică crezi că o să fii toată viața ta tânăr? Știi cum e sistemul? Nu mă bazez pe chestia asta. O să ai nevoie la un moment dat de medic. Aș gândi sistemul de sănătate, contribuțiile astea puțin altfel. Bun, de la X iau atâta sumă. Știu că de la X timp de atâta ani de zile am luat suma D. Din suma care am strâns-o de la cetățeanul X, îl pot trata de atâta bani. Aha. Așa aș gândi-o eu. Am înțeles. De gen, cum e la privat. Da, cum e în America, ai vrea tu să fie. Da. Dar, ne-ar ajuta mult, i-ar ajuta poate și pe cei din sistem. Da. Mi-e teamă că asta e o dezbatere complet diferită și e atât de complicată dezbaterea asta, pentru că te asigur că dacă te îmbolnăvești grav la un moment dat, s-ar putea ca banii din salariul tău pe care îl numești minim să nu-ți ajungă să te tratezi și să mori. Adică să zică statul, am văzut până aici ai plătit. Și în presă niște de conturi în perioada COVID-ului de m-am speriat. Da, aia e o chestiune separată. Niște de conturi, făceau vacanță în Madeira o lună de zile. Da, s-ar putea să fie și mai scump. De internare. Există momente în viață când e foarte scump să, Doamne ferește, de o operație sau ceva care s-ar putea să fie foarte scumpă. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Statele nu au la îndemână foarte multe mecanisme. Trebuie să le numesc. Unul dintre mecanisme este la Banca Națională, da? În momentul acesta, Banca Națională are niște politici prin care trebuie să scoată bani din piață. Inflația înseamnă că în piață sunt bani care nu acoperă produse, da? Și atunci trebuie ca banii ăia să dispară. Guvernele au la dispoziție o temperare a modului în care fac cheltuielile. Adică să se uite să facă cheltuieli în funcție de veniturile pe care le realizează. Știți că România nu prea face lucrul ăsta acum. România face cheltuieli exact cât are nevoie, ba chiar și în plus, risipește o grămadă de bani pe care îi împrumută, aducând foarte mulți bani de genul acesta în România. Dacă reformele structurale, așa se cheamă, ale statului român ar fi avut loc în anii trecuți, adică
s-ar fi oprit din cheltuielile complet aiuristice pe care le face administrația. S-ar mai fi rărit din numărul angajaților. S-ar fi plafonat salariile în anumite zone. Rezultatul ar fi fost că am fi trecut mai ușor în momentul ăsta prin criza inflaționistă. Salutare, Mihai, bine ai venit la România în direct. Te salut, Cătălin. Sunt Mihai din Constanța. Lucrez în vânzări și vreau să răspund și eu la întrebarea dacă ne-a mărit șefii noștri salariile. Da, atenție, precizez că mărirea salariilor nu ajută cu nimic la inflație, decât așa, vă mai ajută pe voi că vă punem niște bani în buzunar. Chiar asta vreau să precizez și eu. În urma unei ședințe cu toți colegii noștri, luna trecută, am reușit ca luna asta să primim o mărire de salariu de la 1500 la 1800. Deci, net. 300 de lei. Net. Net, da. Net. A fost o mărire. Ce dorim noi de la guvern e să, ca în fiecare an, să majoreze salariile la, în funcție de rata inflației. Asta așteptăm. Păi la voi în privat... Să le majoreze, mai majorează ei pensiile, dar cum ar putea să majoreze guvernul cu ratul inflației? Ne impozitând, ne mărind impozitele pentru mediul privat, cele care se iau CSAT-ul, CSA-ul, impozit pe profit, doar așa poate și șefii noștri să ne mărească salariul. Și fii tăi la micro-întreprindere au 1% impozit. Au impozit mai mare pe dividende 5%. Deci acolo la ei nu mai are ce să se umble. Dar eu știu, durerea cea mai mare legată de statul român este taxa asta, CSA-ul ăsta. Ăsta e... Da, exact. Asta fiecare român îți va spune, păi, este foarte mare. Privat, pentru salariul care dă de 1800, patronii trebuie să mai plătească încă 2000-2500 de lei pentru... ce merge la stat. Uite, mă întreabă cineva aici pe Facebook, tu cât, pe lângă cei 1800 de lei, cât mai faci din comisioane? Adică știu că ai target și mai pui acolo, da, cât mai pui. Da, este adevărat. Pe lângă cei 1800 de lei, ne ajută foarte mult. Dacă ne facem targetul, putem să aproape ne dublăm salariul. Dar că luat în calcul că aproape toate produsele s-au dublat prețul, salariul de anul trecut nu se mai compară cu salariul de anul acesta. Asta vă spuneam, e ca o tăiere de salariu, inflația. Dar fii atent, exact. Când îți faci targetul, banii ăștia sunt impozitați la fel ca ăștia de pe cartea de muncă sau cum vin ei? Da, sunt impozitați. Cu tot cu CSA? Declarat și impozitat. Cu tot cu CSA, da? Tot cu CSA. Da, asta e... Asta e treaba. Deci notez aici, pe lista cererilor tale de la stimabilul guvern, este să taie... Indexarea salariilor la inflație. Dacă ai lucrat, du-te la stat dacă vrei indexarea salariilor cu inflația, du-te la stat. Mi-e teamă că guvernul nu are cum în acest moment să ceară cuiva... indexarea salariilor cu inflația. Nu se poate să intervină mediul privat. În schimb, face altceva guvernul, dacă l-ai văzut. Are un pachet de măsuri în care, dacă șefii tăi îți adaugă 200 de lei la salariu minim, nu îi impozitează. Face chestiunea asta. Da? Numai la salariu minim. Din păcate. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. O să vină o perioadă mult, mult mai complicată. Da? Raportul BNR spune așa, vă citesc cum se scrie aici, în termeni din ăștia de, știți, de analist economic, care mie îmi displac de nu le înțelege nimeni, dar traducem, da? Dinamica inflației va urca probabil considerabil peste nivelurile previzionate anterior și va coborî la niveluri de o cifră doar în semestrul 2 din 2023. Așadar, asta înseamnă că până în vara anului viitor inflația se tot mărește, și revine la 9%, 9,76%, să zicem așa, undeva în toamna anului 2023. Și asta tot înseamnă ceva foarte mult, 9%. Nu va fi ca o gură de aer proaspăt. Dar ce înseamnă cu două cifre? Asta aș vrea eu să întreb. Că două cifre, bun, să înțelegem de la Banca Națională că 15-19 sunt cu două cifre, da? Că suntem, nu? Suntem aproape la 15, prieteni. Asta se măsoară de la an la an. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct.
Salut, Cătălin. Începem cu primul răspuns. Nu mi-a crescut salariul. Ideea este că eu sunt antreprenor, angajat și co-angajat. Da, așa. Chestia care este absolut superbă. Și te întreb cum poți să-ți ajuți oamenii. Și te uiți în ochii lor și le spui, nu avem de unde. Trăim niște chestii absolut foarte complicate. Noi suntem distribuitori pentru industriali. Tot ce înseamnă industrie în jurul nostru, care lucrează numai cu marfă din import, prețurile cresc în fiecare. În fiecare zi. 10, 20, 15, 5%. Problema este alta. Toate aceste creșteri de preț le suportăm noi. Păi de ce le suportați voi? Nu le treci și tu mai departe în prețul... Nu, le suportăm noi, tu, Cătălin, și eu, da, Dan. În sensul ăsta, le suportă consumatorul. Da. Exact. Da. Exact. Deci tot ce încasăm noi, noi le dăm mai departe. Și le dăm mai departe către oamenii care la un moment dat nu vor putea să se mai miște. În momentul în care nu se vor mai mișca oamenii, nu ne vom mai mișca nici noi. Există un pericol real ca economia României să intre în recesiune. Asta înseamnă consum mai mic, închiderea unor afaceri, șomaj, pentru că fenomenul pe care îl descrii tu e următorul. Produsul tău se scumpește până când la un moment dat cineva se va uita și va spune, oare mai am nevoie de ce face omul ăsta? Aș tăia de aici. Și primele la care se renunță sunt diverse servicii. Acum nu știu ce faci tu. Ce fel de... Culmea este că eu lucrez în industria ambalajelor. Deci, okay. Deci, toată lumea va cumpăra, dar va cumpăra mult mai scump. Încă nu vor avea control. Totul e ambalat în hârtie, în carton, irrelevant. Lasă să știi că putem să luăm și 2 litri de lapte în loc de 4 litri de lapte. E, aici e problema. Aici e și problema ta. Aici. Și dacă sunt 2 litri în loc de 4, înseamnă că și ambalajele tale vor fi mai puține. Cererea va fi mai mică. Exact. Și este deja, se simte. Și încă ceva, s-ar putea să nu mai comande lume de la... Nu are importanță, lume, da? Deci una dintre cele mai mari companii românești de producție nu are ce să facă. Deci nu au cerere de produse. Nu au cerere de produse. Și vorbim de ceva care în fiecare casă cumpărăm măcar de 3 ori pe săptămână. Și asta înseamnă apă minerală. Da. Și cum deci crezi? Cum? Guvernul nu poate să facă nimic. N-a făcut nimic 30 de ani, eu n-am nicio speranță. Partea proastă este că... Guvernul are la îndemână câteva lucruri. Are la îndemână. Are un cruză de instrumente la îndemână. Nu va face nimic. Domnul guvern poate să reducă din TVA pe la niște produse, poate să mai taie din propria risipă și poate să încurajeze creșterea economică reală, făcând niște investiții de stat. Mai dă drumul la niște autostrăzi, la niște chestiuni de genul ăsta, pentru că o să ai următoarea surpriză. Când vă uitați la creșterea economică de anul trecut în domeniul construcțiilor, o să vezi că ea este făcută pe blocuri și pe apartamente, adică pe ce au făcut cei ca mine și ca tine, nu pe marile investiții civile ale acestui guvern. Eu sunt în continuare surprins că, uite, de exemplu, Italia a tras 21% din banii aia din PNRR cu care face niște lucruri, Germania construiește și ne ia muncitorii de aici dând niște salarii absolut fabuloase pentru industria asta, în timp ce ai noștri stau. Pentru mine asta este marea minune, da? Iar dacă... E foarte simplu. Gândește-te în felul următor. Care este cel mai bun platnic de taxe la stat? Noi. Noi doi. Da. Suntem cel mai mare plătitor de TVA toată populația României. Nici o firmă nu mișcă TVA cât mișcăm noi în supermarketuri, în wherever. E foarte adevărat. Mulțumesc, Dane. Dar știți ce face Guvernul României, ca să înțelegeți? Guvernul României se finanțează din inflație ca să plătească
aparatul statal și diversele ajutoare sociale pe care le emite în această perioadă. Asta este, de fapt, marea schemă. În momentul ăsta, statul român asta face. Deci rulează în unele birouri, când vezi inflația asta mare, să știți că își freacă mâinile. Așa zic, uite ce de-a bani o să vină aici. În sfârșit, o să reușim să plătim și noi. Prieten, dacă v-ați reduce aparatul bugetar la jumătate, ați rezolva probabil și o parte din această problemă, dar și o parte din criza de muncă din România, că și oamenii ar trebui să ocupe locurile alea de muncă din privat, acolo unde nu se găsesc oameni. Răzvan, ești la România în direct. Hai că asta e întrebarea. Bună ziua, domnul Cătălin. Ți-a crescut salariul și ție? Am puțin emoții prima oară când sunt în direct cu dumneavoastră. Eu vă spun din partea ca și angajator la o firmă de transport mică cu câțiva angajați, care, sincer, pe zi ce trece, cu prețurile astea la motorină și la taxe, e tot mai greu să-i ținem în business-ul ăsta. Te înțeleg. Când văd prețurile la motorină, te cred și îmi dau seama ce problemă uriașă ai în față. Sincer, am ajuns să arăt la angajați facturile care le emit pe mașina care lucrează dânsul. Se arăt că pe luna trecută, de exemplu, pe mașină, ne lucrăm cu contract cu firmă. Deci noi avem curse zilnice, regulate, și le arătăm pe fiecare mașină, avem facturile care ni se emit de la firma cu care colaborăm. Am ajuns să le arăt la angajați pe hârtie câți bani încasez, câți bani dau la motorină, taxe de drum, taxele mașinii, taxele cu contabila la stat, salariile lor, și la sfârșit trag linie și le arăt cât profit am făcut pe mașina lor. Și cât ai făcut? Ajuns să ajung la profit între 200 și 500 de lei pe lună. Asta fără cheltuieli de service. Deci așa rău s-a ajuns. Cu mașini de 3 toni jumate, nu... De la cât? Adică dăm și mie un exemplu. Cât? Cât de la cât? Înainte să mărească, cum îi zice, taxele, și mă refer la taxe, cum îi zice, la asigurări, da? La motorină, era când era profit și de între 1000 de lei și 1500 de lei. Profitul pe mașină. Exact, pe lună. Da, și acum s-a ajuns să fie între 200 și 500 de lei. Fără intervenții ale statului, fără nimic. La banii ăștia, știi cum e, aproape te duci ca să ții firma în viață, da, nu ca să câștigi. Eu vă întreb pe dumneavoastră, să vă uitați în ochii unui angajat și să-i ziceți, care are rație și familie și copii, să-i ziceți, bă, de mâine nu mai poți lucra. Păi și cum procedezi? Pentru că mie nu mi se rentează. Cum faci? Păi încerc să supraviețuiesc. Profitul firmei s-a dus sub 1% pe lună. Da. Nu știu, pe zi ce trece tot mai greu, sincer vă spun. Și va fi și mai greu, adică țin să te avertizez asupra acestei chestiuni, pentru că de asta am făcut emisiunea asta. Încă o dată, acesta e de-abia începutul, greul va fi de acum înainte, în următorul an, deci va fi enorm de complicat, să știi, pentru fiecare dintre noi, și ferească Dumnezeu să intrăm în recesiune. Dacă ar fi să pui aici, pe tine nu te întreb cu cât ți s-a mărit, că e clar că nu ai ce să mărești. La mine s-a micșorat. S-a micșorat. Din păcate. Dacă ai aștepta ceva în momentul acesta de la stat, că din altă parte nu e, ce tip de măsură crezi că ți-ar fi ție benefică? Nu știu, sincer, am 33 de ani și... Sincer, nu pot să mai am nicio așteptare la statul român. Dacă nici acum cu prețul ăsta enorm la motorină nu ne ajută, ne tot promite că ne dă 50 de bani la litru. Acciza, care, da. Care nu înseamnă, nu înseamnă nimica, sincer. Deci chiar nu înseamnă nimica. Adică tu ai aștepta o plafonare? Adică... Nu neapărat o plafonare, pentru transportatori, un ajutor, cu asigurările la fel. S-au ajuns să plătesc 3.050 de lei pe un an de zile la o amărâtă de mașină de 3 toni jumate care plăteam până acum până în 1000 de lei. S-a triplat prețul. La motorină s-a dublat. Și culmea că cu care avem contracte, nici nu ne măresc tarifele, că dacă vrei rămâi, dacă nu, nu. Chiar asta, de ce nu reușești să le muți în prețul contractelor? Că mi-au mai spus unii șoferi sau patroni de firme că nu reușesc să mute parte din chestia asta în banii pe care îi încasează. Da, pentru că nu-ți oferă nimeni mai mult. Pentru că și cei care, pentru care lucrez sub contract, și îți oferă un prag de plată.
dacă ție îți convine să rămâi să lucrezi pentru banii ăștia, e ok, dacă nu, cauți în altă parte și... Da, decât să stai pe dreapta, să nu mizi roata și... Banii ăștia mulți, mulți, în ce buzunar se duc, Răzvan? Că undeva, cineva la capătul liniei, eu călător, sau eu clientul tău, eu plătesc mai mulți bani, ăsta finalul, decât plăteam acum. Unde să duc banii ăștia dacă tu nu pui în factura ta și firma ta contractoare nu pune în factura ei? Păi se duce la ei, la profit. Dar seama că lor le convine. Am înțeles. Ok. Mulțumesc, e bună observație. Mulțumesc și eu. Acum îmi dau seama că pe lanțul ăsta sunt oameni care câștigă mai mult sau mai puțin. O să ne întoarcem zilele astea. Uite, apropo, domnul Căciu zicea că pregătește o ordonanță să combată specula. O să-l invit în studio ca să putem discuta despre asta, că sunt și eu curios pe lanțurile astea, unde e de fapt specula asta, că ar fi foarte interesant de aflat ce anume țintește guvernul când se uită la lucrurile astea, pentru că e clar că ei strâng niște date la care, la care se uită mai cu atenție decât noi. Mihai, salutare, ești la România în direct. Salut. Vreau să îmi spun și eu cât de cât părerea. A fost foarte interesant ce au spus cei dinainte. Chiar am aflat lucruri pe care nu le știam și e foarte frumos să auzi din toate părțile cam ce se întâmplă. Asta cu mărirea salariului mi se pare, nu știu, un lucru fără sens. Bine, cum ai spus și tu, în primă instanță ajută foarte mult, dar pe termen lung eu vă întreb, nu are sensul. Eu vă întreb așa ca să explorăm și cum arată România, nu? Da. Pentru că întotdeauna există două fețe ale unui ban. Ia, nu cred. Repet, da, nu. Economic, mărirea salariilor nu combate cu nimic inflația, dimpotrivă, aș zice. Păi asta încercam să spun. Singurul lucru care s-ar putea face în România este un lucru pe care, să zic, aceștia, așa zis, guvernanții nu-l doresc și nu vor să audă de el. Este controlarea prețurilor, pentru că piața liberă nu există. Deci conceptul de piață liberă este ceva așa de SF. Este piață speculativă și trebuie să ne obișnuim cu acest termen. Piață speculativă. Piața liberă a murit de mult. Dar nu mai există piață liberă mai pe nicăieri. Despre asta vorbea și Căciu, dar ajută-mă să înțeleg ce înseamnă piață speculativă. Adică cum? Piață speculativă înseamnă că sunt niște jucători în piață care manevrează piața și asta nu e un lucru nou, e un lucru destul de vechi. Nu e, în toate nu e domeniile, da? De la mâncare, la medicamente, la benzină, păi, peste tot. Păi, în principal, cam controlează, pentru că trebuie să ne gândim că sunt niște carteluri care controlează majoritatea domeniilor, unul la mână și mai punem altfel situația, problema. Adică, dacă tu controlezi partea de energie, da, de gaze, curent, petrol, în momentul ăla controlezi cam tot, dacă să luăm așa, nu? Că asta e baza. Păi aici, aici știi cum e, la curent electric, de exemplu, piața este controlată de companiile producătoare românești. Ba! Scuze, aș vrea să te contrazic. Uite, haideți să luăm declarația directorului Hidroelectrica, da, în Parlament, da, care a spus și era foarte uimit că distribuitorii, mă rog, vânzătorii, să zicem așa, eu le zic bișnițari, niște bișnițari, da, pentru că ei vând de 8 ori, de 10 ori mai scump decât iau, da? Acești bișnițari, ce fac? Ei nu vor să cumpere, să facă contracte pe termen lung cu Hidroelectrica, deci astea sunt cuvintele dumnealui, da, nu sunt invenții, da, nu sunt, da, dar reale, se pot asculta oricând. Dar da, nu vor să facă contracte pe termen lung la preț mic cu Hidroelectrica și preferă să cumpere să de pe bursă, pe da, la prețul de a doua zi. Să meargă pe piața spot. Există și un răspuns la chestiunea asta din partea acestor companii. Că nu există livrarea asta de energie. Uite, chiar am să te rog, știi că noi aici la Europa FM avem un podcast de energie, așa, îl găsești pe pagina europafm.ro și pe podcasturile obișnuite, pe platformele obișnuite, îi zice Eu și Energia, în care, alături de Mihai Nicuț, explicăm toate aceste mecanisme. Da. Companiile mari răspund că nu vinde nimeni contracte pe un termen atât de lung încât ei să se angajeze să stea în baza contractelor respective, că nu găsesc tipul ăsta de contracte care să satisfacă cererea lor. Acum contravine cu ceea ce spune directorul Hidroelectrica și eu cred că dumneavoastră, lui, pentru că mi-a fost și coleg, să zicem așa, într-una dintre școlile. Eu sunt de acord cu tine, dar aici mecanismul e foarte simplu în ce privește. Hidroelectrica are dublu rol. Dacă tu și cu mine vrem, mâine ne mutăm la Hidroelectrica. Adică
putem să mergem acolo. Iar asta este o pârghie formidabilă. Eu chiar m-am mutat. Eu chiar m-am mutat. Furnizorul meu de energie mi-a trimis o scrisorică în care mi-a spus că îmi face o ofertă de nerefuzat, adică prețul meu se tripla, prețul final pe care plăteam pe kilowatt, și că asta va fi nou preț, nou contract, și le-am spus pas și m-am mutat la hidroelectrică. Păi, este atât de simplu. Păi nu, nu. Este simplu și îți respect această părere, dar eu fac o previziune care, nu știu, o să ține minte, acum se și înregistrează, aud mulți români, și hidroelectrica va fi obligată să vândă prin bursă. La un moment dat nu îi vor mai lăsa acești carteliști, să le zicem așa, da? Pentru că au putere la nivel politic, da? Nu îi vor mai lăsa să vândă energia direct, pentru că ăsta este interesul, da? Să se facă business, acea speculă. Sunt foarte mulți deranjați în acest moment că hidroelectrica vinde direct cetățeanului sau, nu știu, consumatorului firmelor, da? Asta e decizia statului român și aici bănuiesc că opinia publică va apăra. Statul român s-a creat un instrument. Asta este, cum să zic, proces de intenție. La un moment dat statul român s-a creat instrumentul. Statul român? Da, statul român. Există oare statul? Mă întreb, există statul român? Haideți că privim așa, din moment ce... Mihai, din moment ce există măsura asta ca hidroelectrica să poată vinde în piață în calitate de furnizor lucrurile... Păi nu. Sunt... Hidroelectrica vinde în piață pentru că vindea de ceva timp, dar nu e o măsură, da? Doar au lăsat-o deocamdată, adică nu au făcut nicio modificare. Aici e drobul de sare. Va merge la bursă. E drobul de sare... Păi nu, păi nu e drobul de sare. Sunt știri cum că va merge la bursă producția hidroelectrică. Nu sunt invențiile mele. Nu e posibil să meargă și la bursă, dar... iarnă. E posibil să meargă și la bursă, dar în același timp e posibil să se păstreze acest mecanism. Ok, am înțeles. Haideți să vedem cu mintea, scuze, două secunde. Mintea, de ce se vinde? Am și o întrebare. De nu ce pot se vinde să răspund mintea? La întrebarea asta. Aș vrea să fiu atât de deștept, dar nu pot să-ți răspund la toate întrebările. Eu cred că este același lucru care îl spun eu, pentru că sunt niște interese. Statul român în momentul ăsta nu mai este statul român, este controlat de către niște jucători în piață. Părerea mea asta este. Mm-hmm. Am dreptul să-mi spun părerea. Încă am dreptul să-mi spun părerea. Și problema asta cu energia electrică va fi din ce în ce mai urâtă, zic eu acum, pentru că, uitați, de exemplu, Ungaria, da? Și-a plafonat prețurile. Ei pot. Germania naționalizează tot ce ține de energie. Ei pot. Noi nu o să putem niciodată, să o să vedem lucrul ăsta. Da, cum, ce să mai naționalizez? Că e 85% din curentul electric făcut în România. Tu pe cine vrei să naționalizezi? Păi nu e vorba de cine produce aici, este vorba de cei care îl vând. Deci nu producția e problema. Da. Pentru rog, că e vorba de cei care vând. Ei vând și adăusuri colosale. Deci, încă o dată, ascultă-mă ce spun. România are nevoie la un moment dat de 16.000 de megawatt zilnic și produce 8.000. De fapt, marea problemă a curentului electric românesc este faptul că nu există. Da? Să le spunem oamenilor acest lucru. Te rog, ascultă. Păi nu avem hidrocentrale, nu avem... Da, dar nu facem cât consumăm. Nu facem cât consumăm. Da. Știu, e o surpriză. Înainte făceam. Înainte eram o țară mai mică și nu atât de industrializată și nu atât de puternică. Păi nu, mă refer acum 5-10 ani ne încadram. Da, acum 5-10 ani ne încadram. Acum nu ne mai încadrăm, ce să vezi, surpriză. De România s-a dezvoltat. Termocentralele și asta. Nu știu dacă au închis termocentralele, ci unele dintre ele... Păi ele au închis. Da, bine, le-au închis că de acolo... Pe cărbune și sunt. Păi nu, uite, te rog, câte știu s-au închis, nu? Te rog, ascultă. Te rog să asculți și podcastul. Mulțumesc tare mult, ne-am lungit aici. Cred că l-ascultăm și pe Răzvan. Sau ce, nu l-ascultăm? Nu spune Mihai. Ba da, l-ascultăm. Salut, Răzvan. Salut. Salut. Apropo de discuția de adineauri cu antevorbitorul, e un proiect pentru un parc de 1000 de megawatt în zona Timiș. Da. De panouri solare. Știu. Un mega proiect. Sunt doar 1000 de megawatt. Da, 1000 de megawatt, exact. Mm-hmm. Ceea ce e mai mult decât un reactor nuclear de la Cernavodă. Da, doar că, din câte știu eu, mai durează, ca să zic așa. Mai durează, dar astfel de proiecte sunt în toată țara și vor suplini, sau mă rog, o parte din necesarul acesta ușor, ușor. Da, și legat de discuția de astăzi, mă rog, eu nu sunt am fost angajat, după aia am devenit antreprenor, doar acum, ca să zic așa, lucrez pentru mine. Și eu nu mă aștept
ca să-mi facă cineva când mi-e greu mai bine. Nu știu cum să zic. Adică era vorbitorul dumneavoastră de mai devreme, care stătea pe 2-8 ani pe salariu minim pe economie și se plângea că stă pe 2-8 ani pe minim pe economie și e greu. Și pe bonusuri. Vezi că omul ia și pe bonusuri, da, te rog. Nu. Înainte de el a fost un altul, așa, care lucra la o companie de telecomunicații, dacă țin bine minte din ce a spus, am ascultat pe el. Așa. Doi, cum să vă zic, dacă 8 ani de zile stai pe minim pe economie și te plângi în continuu, îți cam meriți soarta. Adică, dacă tu, la nivel personal, nu poți să te rupi dintr-un status bun în care te afli și în care nu care clar nu te satisface, e și asta o concluzie. Răzvan, localitatea aia unde el nu există alți angajatori sau n-a avut în viața lui altă oportunitate să se ducă în altă direcție. Mulțumesc tare mult. O să ne oprim aici, Răzvan, dar te rog să revii, că mai vorbim despre asta, că nu mai avem timp. Aș vrea să fie ca inflația. Timpul nostru, dar nu crește. Am depășit deja. Nu pun astăzi o concluzie. Ne întoarcem la discuția asta pentru că va fi cea mai mare discuție pentru noi a anului viitor. România în direct se încheie aici. Sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.